Fotbalistul Stiliano Filip a avut parte de un an agitat, mai ales după ce a trecut și printr-un divorț. Bianca Marina, fosta sa soție, a explicat care sunt cauzele ce au dus la despărțire. Eu îl iubeam foarte mult pe Stelu, nu se punea problema, doar că nu puteam fi eu niciodată. Când am început să fiu eu, nu a mai mers. Noi am încercat chiar și ultimii 2 ani. Am stat acolo chiar și când am simțit că s-a stins între noi. Stelu a fost bărbatul vieții mele, pe care încă îl respect și la care țin și vreau să fim alături unul de celălalt pentru Anais, a dezvăluit Marina. Bianca Marina, îl simțeam că și-ar dori să mă duc pe drumul lui. Bianca Marina a mai spus că trecerea lui Filip la religia penticostală a contat în decizia ei de a divorța. În iarna lui 2020, Filip a primit botezul religiei penticostale într-o ceremonie emoționantă la care au luat parte pe lângă rude și prieteni și alți oameni, frați ai aceeași religii. Nu m-am regăsit în primul rând cu religia. Asta a fost cam prima piedică între noi. Am încercat, dar nu, sunt ok așa cum sunt ortodoxă. Am încercat și eu să merg în direcția asta, doar că eu nu m-am regăsit. Nu s-a supărat, dar îl simțeam că și-ar dori să mă duc pe drumul lui, a mărturisit Bianca Marinca la Antena Stars. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.